Bună seara, stimați telespectatori ai postului regional de televiziune Capital TV, iată-ne din nou împreună la emisiunea Focus Capital. Este marți și după cum de nerepetate rânduri anunț ora 17:30, o emisiune din nou împreună. Vă așteptați 100% de minerit. Nu, este în această seară 100% despre minerii, situația în care se afundă tot mai mult CEC, să parafrazez și eu din jurnalele, cel puțin la nivel regional, la nivel local și posturile de televiziune locale, acest termen, scufundarea, așa, înecarea corăbilor, cum s-ar spune, dar nu putem să, indiferent ce discuții vom aborda în această seară, împreună cu invitatul meu, și mulțumesc pentru că a răspuns afirmativ domnul profesor universitar, mai nou profesor universitar, Eduard Edelhauser, da? Poate o surpriză pentru mulți dintre dumneavoastră care privitori, care ați dat curs invitației de a ne viziona emisiunea și vom discuta despre, cum și titlul, am încercat să fie cât mai generic, concret, implicarea Universității Petrușani, la care domnul Edelhauser conduce departamentul, în calitate de director, departamentul de management, Inginerea Mediului și Geologie, iată niște o catedră și niște discipline băgate, introduse aici în curricula acestui departament, foarte importante și, de ce nu, și tangențiale foarte mult cu ceea ce a însemnat situația complexului energetic Unedoara. Pe parcursul emisiunii îl voi întreba pe domnul profesor despre implicațiile colegilor săi, dânsul fiind și cu mândrie afirmat într-un site de socializare, pe un blog, scuzați, de activitate, despre predarea de către dânsul a disciplinelor la nivel de IT, nu? Și despre 4 ani în calitate de coordonator de departament, director de proiect și nu numai, a participat împreună cu colegii dânsului la întocmirea programelor de învățământ, nu, pentru acreditarea, care este obligatorie și care cu atâta trudă și complexitate se obține. Am ales pe domnul profesor din mai multe considerații. Să-l felicit în primul rând de față cu dumneavoastră pentru titlul obținut de profesor. L-am felicitat și cu ocazia abitatului obținut când a obținut coordonarea de doctorat. Da? E adevărat, la Cluj, dar cu perspective și de a-și mări aria de responsabilitate și de activitate și la nivelul școlii doctorale din Petrușani. Și îi cunosc activitatea dânsului și timpul, dânsul este și din generația mai apropiată de tineri și care, de generația tânără, și care spune și lucrurilor pe șleau și care consideră un management cu totul diferit față de cel practicat actual, de ce nu, și datorită tradiției care s-a născut la nivel de universitate, numai la nivel de Universitatea Petroșani, de a fi un management performant, are o relaționare mai eficientă între cadrul didactic, îl denumesc eu ca și manager, profesor-manager, dacă e de acord cu mine domnul profesor și se dezvolte acest subiect, profesor-manager, și cu studentul, în a-l face să treacă mai ușor peste acest hop al pregătirii și al frecventării universității, cursurilor universitare, liceale și universitare, pe considerătul că 80% la situația actuală România produce șomeri, iată de prin, și nu cred că e o afirmație gratuită și nedovedită, nesimțită de dumneavoastră cu toții, și un alt fel de management, care dânsul o să spună mai mult, ne va
spune și cu responsabilitate, bineînțeles, și cu franghița caracteristică despre ceea ce a făcut dânsul împreună cu departamentul său, universitatea în general, la bunul mers al activității mediului de afaceri, care lipsește cu desăvârșire momentan la nivel de Valea Jiului, de Petroșani la nivel de Valea Jiului. Ne referim aici și ne raportăm puțin la CEH, în postura în care dânsul cunoaște situația cât de cât, așa, și la mediul administrativ. Vă rog, domnule profesor, v-am făcut așa o introducere spunându-vă și amintit respectatorului să vadă că noi suntem, știm și suntem pe problematica subiectului abordat, în sensul că recent, cred că s-a terminat de câteva minute o emisiune la un post de televiziune local, da? De către domnul profesor universitar Radu Sorin, colegul de noastră, și știam că cu ocazia alegerilor anterioare ați vrut să faceți o echipă, să faceți, nu cred că divulg un secret sau că vă deranjează, puteți să vă justificați, așa, fiind din apropiați din aceleași generații, și vorbea dânsul la îndemnul și la abilitatea domnului Drăgătesc, că despre postul Mondo TV este vorba, poate nu era bine să-i fac reclamă, dar nu e o reclamă, e o realitate. Mulți dintre telespectatorii au comutat canalele și iată acolo vedem tot despre Valea Jiului, s-au născut și ăștia să ne dea povețe, să ne spună despre nenorocirea CEH și să implicarea universității, și ne vorbesc despre universitate de dezvoltare. Asta trebuia să facem mai de mult, și una dintre problematici consider eu că un dezavantaj și un neajuns al universității a fost că nu a apărut pe post mai cu persoanele implicate și mai cu responsabilitate să spună despre situația reală a ceea ce înseamnă universitate, ceea ce înseamnă implementarea practică a teoriei învățate acolo sus în DAP. Cu aceasta fiind spuse, cred că pe parcursul emisiunii vor apare discuțiile și întrebările inerente și vom afla mai multe de la dumneavoastră. Încă o dată bine ați venit și să dăm un curs. Mulțumesc de invitație. Da. O să spun în primul rând telespectatorilor noștri, ai dumneavoastră și momentan și ai mei, că sunt onorat de postura în care mă aflu acum, de profesor universitar. Din momentul la care am fost la ultima emisiune a dumneavoastră, am obținut acest titlu. E un titlu, sigur, de mare răspundere, de mare responsabilitate. La ora actuală sunt puțin peste 20 de profesori universitari la Universitatea din Petroșani și eu cred că vor fi tot mai mulți și că cei care vin cu noul val să reprezinte un alt fel de a demonstra valoarea titlului didactic de profesor universitar. În opinia mea, acest titlu de profesor nu este doar o funcție, sigur, ea este cea mai înaltă ca rang în mediul academic, însă în opinia mea eu cred că are o mare responsabilitate. Ea trebuie să inducă o responsabilitate. Asta am încercat să spun și cu ocazia concursului pe care l-am susținut public în data de 30 ianuarie, să spun colegilor, numeroșilor colegi care au fost prezenți, să încerc să-i implic și să simtă că această funcție pe care am obținut, acest titlu didactic pe care l-am obținut, înseamnă ceva pentru ei și pentru instituția noastră. Deci acest, poate cel mai bine o demonstrează pentru mine, pentru colegii mei de la management, cel care a fost înaintea mea ultimul profesor și conducător de doctorat, profesorul Simionescu. Deci domnia sa, poate nu foarte bine privită de unele din persoanele din mediul universitar, în opinia mea a creat totuși într-un fel sau altul o școală la Petroșani, a creat o școală de management la care au dat curs jumătate, mai bine de jumătate din actualii colegi de departamentul de management, Ingineria Mediului și Geologie. Cred că suntem 13 sau 12 doctori ai profesorului Simionescu, care am învățat de la dânsul câte ceva în domeniul managementului. Sigur, în acest moment am și eu această răspundere, fiind și profesor și conducător de doctorat, să creez la rândul meu o școală în urma mea. Și sigur, un prim pas, am zis eu și am considerat eu că este important să-l demonstrez prin o implicare în mediul, în comunitatea a Petroșaniului. Ați observat, probabil, colegii universitari mai toți cunosc, de mai bine de 3 luni am încercat să am un editorial la un jurnal local, jurnalul Văi Jiului,
la care să-mi exprim gândurile și să spun problematica universității în contextul în care universitatea face parte din această conurbație a Văejiului. Sigur, unele dintre părerile mele au deranjat, eu n-am dorit în niciun caz să deranjez, am spus niște lucruri adevărate, poate unii dintre profesorii mai în vârstă s-au simțit uneori jigniți, în niciun caz nu am vrut să-i jignesc, am un mare respect pentru profesorii universitari care au creat aici o școală, eu n-am fost în, nu știu, spre fericire sau nefericire, nu am fost studentul lor, nu sunt absolvent Universității din Petroșani, însă chiar și așa i-am cunoscut, am colaborat cu dâns și colaborez și acum cu mare drag cu profesorii mai în vârstă. Deci nu a fost în niciun caz, am vorbit doar de management, de erori care s-au făcut manageriale, care au condus la o situație destul de dificilă. În rest, eu cred că universitatea, să încheie o primă luare de poziție, cred că universitatea, în contextul a situației dificile cu care se confruntă Cehul și automat Valea Jiului, universitatea trebuie să dăinuie în Petroșani și universitatea trebuie să rămână universitate. Pentru că dacă universitatea dispare, într-un fel sau altul, din motive, să spunem, al numărului de studenți, din motive tehnice, financiare sau manageriale, toate acestea vor aduce de servicii Văejiului. Universitatea trebuie să existe. Universitatea are marele avantaj, eu o spun cu mare pasiune în ultimul timp, că este o școală de mine. Este unica în România. Eu nu sunt inginer miner, mulți din colegii mei sunt ingineri mineri și mulți dintre specialiștii României în domeniul minier, sau majoritatea, au fost creați aici la Petroșani. Sigur că ei ar trebui să... Sunt multe exemple, da. Sunt convins, deci toți inginerii mineri din România sunt creați aici. Și eu sunt convins că... Școala de directori se mai numea odată pe timpul când... Da, asta era contextul. Da. Dar eu sunt convins că ei se gândesc cu drag și cu, să zicem, cu respect către profesorii și către cei care au învățat, la care au învățat minerit și sunt convins că putem să facem acest lucru în continuare. Mineritul nu înseamnă numai cărbune. Da, dacă cărbunele se hotărăște la nivel național că mineritul din Valea Jiului nu este eficient economic, eu atât pot să spun, nu pot să, n-aș vrea să abordez probleme da. Sociale sau politice. Să rămânem da. Pe palierul, domnul profesor, întrebarea și titlul emisiunii a fost și este destul de concret în sensul implicării universității. Știm că la universitate, și n-aș prea fi de acord într-o totul cu dumneavoastră, că dacă ar dispărea universitatea, ceea ce, având domenii de activitate și de educație pentru alte, multe domenii din țara românească și nu numai, se pare că ne veți spune spre desfășurarea emisiunii și despre racolarea studenților străini, au spus-o și alți colegi de-ai dumneavoastră, au spus-o astăzi și domnul profesor, ar muri și s-ar termina Valea Jiului. Nu cred că se ajunge aici. Problema este determinarea Valea Jiului în momentul sfârșit, în momentul și începe unei perioade foarte grea, în momentul dacă s-ar închide mineritul din Valea Jiului de Huile și dacă ar fi într-un colaps declarat și legalizat al complexului energetic Hunedoara. Rămânem pe șichierul ăsta, chiar dacă nu o să vă întreb probleme despre ce, că nu este în atribuția noastră, deși la catedra, departamentul noastră se fac discipline și se fac cel puțin la nivel de studii de licență, cum spune și titlul, definirea management, mai puțin poate, dar ingineria mediului și geologie. Da? Bineînțeles că studenții învață că geologia înseamnă toate resursele naturale care, pentru care noastră faceți ingineri și specialiști în acest domeniu, dar problema este felul, dacă trebuie să, cât ați făcut, cam, dacă ar fi trebuit să faceți mai mult, ce s-ar mai putea face pentru echilibrarea balanței aceasta de că sunt scenarii, că sunt realități de închiderea minilor, că sunt puțin trași și avertizați că nu se mai poate altfel decât așa cum va fi programul guvernamental împreună cu cel sectorial, împreună cu cel regional, împreună cu cel local făcut de administrația CEH și fără să mai cerem și doar trebuie să și oferi, să fim conștient de faptul că mineritul a fost și încă reprezintă o activitate socială, nu reprezintă o activitate economică la nivel de rentabilitate, la nivel de valoare adăugată. Asta suntem realiști cu tot. Nu trebuie să fii specialist în mineri să ne dăm seama de acest lucru. Și de aceea poate ia că e o tragere de urechi și un avertisment dat de mai mari prin, și poate e o realitate dată prin FMI la nivel de
continuarea acestei activități care în toată lumea se știe și acum nu vrea să se supere nimeni pe noi sau să se uite cu ură la noi că declarăm că mineritul subteran în general a fost neretabil și s-au închis minele și cele din Gorj și lignitul și a rămas carierele și cele din țări mult dezvoltate. Mai este Polonia care declaram în emisiunile anterioare au pierdere de 4 euro la nivel de tonă de huile extrase, pentru care și ei mai mult preferă mai nou să importe cărbune de la ruși, care astea în declinul lor economic la nivel de Uniune Europeană, acceptă să, cel puțin într-o primă etapă, să exporte cărbunele la polonezi pe nimica. Deci, iată, este un fapt, deci nu sunt vorbe, nu e politică aici, nu e nimic, a fost politizat în măsura care a fost, dar fiind o problemă socială, probabil partidul de guvernământ încă actual a fost și s-a mulat cel mai bine în a conduce această activitate. Dar nu trebuie să ne deranjeze și nu trebuie să speculăm prin diverse formațiuni politice faptul că s-a dus de către unul la dezastru sau că datorită unui management necorespunzător. Nici managementul, acum dumneavoastră trebuie să mă corectați sau să mă completați, să-mi spuneți părerea dumneavoastră în legătură cu managementul făcut în facultate, managementul teoretic, managementul educațional transpus în practică în managementului aplicativ. Și dumneavoastră ați început să ne spuneți că datorită unor coliști ai dumneavoastră de generațiile mult înaintate, ați încercat să spuneți că au rămas pe aceleași principii manageriale, pe aceleași principii de conducere, pe aceleași principii de autoeducare, de educație dată studenților imprimate, mai mult pentru, spuneați dumneavoastră într-unul din acel jurnal care dumneavoastră scrieți permanent și v-am citit cu articolele cu atenție, că v-ați ascuns într-un turn de filde și poate sau am sprijinit prea arogant către mediul de afaceri, în speță către complexul energetic Hunedoara, poate ați văzut prea mare distanță între acești profesori iluștri, că de altfel care au biblioteci întregi de cărți scrise personal de dânsi sau în colaborare, așa, poate astea au fost niște cauze încât sprijinul în a fi ajutat, sprijinul în a fi reprezentați la nivel guvernamental, ministerial și la nivel internațional, de ce mai nu prin acest FMI la Bruxelles, de către dumneavoastră împreună cu reprezentanții fie din administrație, fie din sindicate, de cele mai reprezentative ale voi. Aici poate aș vrea să dezvoltați puțin, să spuneți care a fost practic cauza și pe urmă să ne raportăm la ce va fi universitatea din punct de vedere al educației specialiștilor de azi sau de mâine care vor fi. Vă rog. Trebuie să pornim de la o constatare reală și care nu depinde de obiective, care nu depinde neapărat de noi. Sistemul de învățământ românesc are o mare problemă. E rupt de practică. Deci asta este o problemă care vine din anii înainte de 90 și s-a acutizat în timp. În unele orașe ale României, sigur orașe puternice industriale, acest lucru nu se vede atât de puternic și pregnant pentru că există destul de multe locuri de muncă și studenții reușesc să-și găsească ușor loc de muncă. Sigur, prin valoarea lor și nu neapărat prin ceea ce învață în facultate, ci prin felul în care ei se adaptează. Ei, această problemă de ruptură între teorie și practică care există în învățământul românesc și mediul de afaceri conduce la probleme și se văd foarte pregnant în zone cum este Petroșaniu. Petroșaniu, sigur că am spus și acolo, o repet, Universitatea din Petroșani e un lucru, o floare rară într-un mediu academic românesc, o floare rară în sensul că este o universitate a unui oraș destul de mic, foarte mic pentru dimensiunea universității. Universitatea are la ora actuală 3500 de studenți. Orașul Petroșani are 35.000 de locuitori. Deci e ceva, parcă... Valea și un ansamblu 120.000. Da, parcă nu sunt corelate chestiunile și trebuie să avem în vedere că la ora actuală... Da, de la prima vedere, că vă întrerup, la prima vedere ar părea că cu atât mai bine ar trebui să fie mai puse pe piedestal la universitate. Da, asta este. Aici cine v-a încurcat? Cine nu a concurat în a face acest lucru? A fost chestii de ce cu principii? Că dumneavoastră nu sunteți politizați în general la nivel de universitate. Nu, și eu cu atât mai mult, dar în general... A fost orgoliu ăsta al directorului general care s-a perindat, că e la CEH, că e la nu știu unde, la ce întreprindere. A fost concurența asta, a fost această...
Universitatea din Petroșani a avut un, sau fost un institut de mine, a existat un moment anul 90 în care s-au întâmplat niște lucruri deosebite pentru această universitate. Practic în acel moment la Petroșani studiau doar ingineri mineri, cum bine știți, și electromecanici. La vremea aceea 2000 și ceva de astfel de studenți. Acești studenți își găseau pe piața muncii la momentul respectiv al industriei române, al industriei miniere din la acea vreme, își găseau loc de muncă. Sigur, lucrurile s-au schimbat mult după 90, universitatea s-a repliat și pe alte domenii, din păcate și-a pierdut această legătură cu domeniul minier, tot mai mult. Eu cred și consider că Universitatea din Petroșani va rezista tocmai prin această unicitate a domeniului minier, pentru că de asta trebuie să ne legăm totdeauna. Așa spune și de tradiția mămârlănească, că e unică și aici ar trebui să marșăm și mai puțin pe turiști care turismul din, la noi din Valea Jiului, acum zâmbiți, dar turismul din Valea Jiului este o copie, nu e ceva unic, cum ar fi, așa, de exemplu, portul, tradiția mămârlănească, cum spune și asta, tradiția minieră, la nivel de universitate, o copie a turismului național, care suntem departe de... Așa este. Nu? Așa este. Și dumneavoastră mergeți frumos spus și acât un criteriu, că aș fi vrut în ultima parte a emisiunii să vorbim despre câteva soluții de căi, de ipoteze pentru reabilitare, pentru dezvoltarea zonei, vorbiți pe unicitate. Foarte frumos. Deci e interesantă chestia aceasta și remarcă în editorialul care o să apară această altfel, nu poți să izbești. Nu. Deci, la concurență cu alții care sunt departe. Au mult mai mare tradiție în acest domeniu. Da. Deci, experiență, nu tradiție. Și tradiție, dacă... Experiență și dezvoltare. Automat a condus și tradiția la... Tradiția o lăsăm la nivel bine, de experiență, unicitate, știți? Experiența, atenților. Da, vă rog. Deci, spuneam că în editorialul în care va apărea în această săptămână, abordez tocmai problematica mineritului, chiar dacă nu sunt mineri de meserie. Sunt înconjurat de ingineri mineri cu experiență și totuși am, cred și cu toată convingerea, că mineritul este o șansă pentru noi noastră și una din marile șanse. Spun și s-a vorbit și înainte de emisiunile de studenți străini. Profesor, iarăși o întrebare tranșantă. Dumneavoastră, vă doriți continuarea mineritului pentru a exista dumneavoastră ca universitate? Sau doriți pentru a exista Valea Jiului? Sau Valea și una și un cealaltă? E o întrebare poate puțin deplasată. Dar... Nu e deplasată. Eu am spus-o. Sigur, ne dorim toți ca... Adică dacă există Valea, exista și dumneavoastră. Și, nu? Așa, dacă o luăm așa. Și invers mai puțin, dacă este universitatea cu atâtea domenii extra... extra minerit, extra huilă. Poate o să spun ceva care nu, să n-ar putea să existe, e posibil să nu existe Valea Jiului. Nu știu, aș spune ceva, de exemplu, chestiune, am spus întotdeauna ce alternative există, m-ați întrebat. Uitați, o alternativă care o văd, care poate veni din domeniul academic spre această comunitate. Respectiv, spuneam studenții străini. Studenții străini sau studenții, momentan avem studenți din Republica Moldova, din Basarabia, da? Nu, iar nu s-a spus în asta. Nu, haideți să vă spun de studenți străini. Haideți să continuăm cu legătura tematicii între universitate și complex. Adică și mediul de afaceri. Să-l dezvoltăm prin universitate, da? Prin perseverența, prin priceperea și prin experiența dumneavoastră, aia e altceva. Studenții străini înseamnă... Pot aduce la rândul lor, creează o comunitate. Dacă sunt numeroși, aduc fonduri, atrag, pot aduce alături de ei în contextul ăsta, dar nu să sunt bine, ideea. Oricum, lăsam. Deci el poate crea alături de universitate, să zicem, un microclimat în care să se dezvolte și niște mici afaceri care să fie... Ar aduce bani, practic, s-ar perinda la nivel de Valea Jiului. Un exemplu de bani care vin în Valea Jiului din afară, atrage studenții. Deci, pe de o parte, deși continuitatea activității universității, și prestanță, automat, prestigiu în lume și... Sigur că da. Și... Din păcate, iată că prestigiul ăsta ar fi trebuit să vină până acum la nivel de energie, să universitatea să fie pe primul loc, să fie reprezentat acolo unde eu mă duc personal. Sunt în aici e regretabil faptul că... Neapărat, fără niște profesori universitari tot timpul să participe la discuții. Eu nu vreau să dau niciun fel de nume. Știți de ce vă spun, domnule profesor? Că vă întrerup. Pentru că dacă nu te duci măcar cu prezența ca profesor universitar, nu cu niște soluții extraordinare, că soluții extraordinare la o activitate socială mai puțin există. Nu le găsesc. Să veni să inventăm noi. Acum s-au încercat prin dumneavoastră, prin profesorul dumneavoastră, să modificăm niște combine, să facem niște readaptări și asta, și s-a ieșit ce a ieșit în sfârșit, dar prin dumneavoastră
vă întâlniți acolo, vă întâlniți acolo cu o echipă de monitorizare a energiei românești, da, respectiv a OEVJ-ului, care au compusă tot din profesori universitari, corect, care sunt secretari de stat. Corect. Nu dau nume. Sunt vreo 2-3 care sunt în minerit. E adevărat. Alta și unii sunt majoritatea absolvenții noștri. Nu, sunt și nou. Majoritatea sunt de la gaze și de și petrol și gaze de Ploiești. Da. Să vă spun așa. Da. Și sunt și de la noi, dar altfel era dialogul, altfel era, nu zic... Da, dau numai un nume și nu mă limitez la nume, nu. Profesorul Iliaș. Deci profesorul Iliaș a fost o persoană care a deschis, cel puțin în momentul la care a fost rector... Conduce grupa de lucru minerit, da, în Consiliul Științific, care a creat niște, Consiliul Național de Energie. Care a creat niște punți pentru universitatea noastră către... Dacă o floare... Asta spun, asta, asta spun. E deci problema. Din momentul acela parcă n-a mai fost... Îl băgăm în față pe domnul profesor Iliaș, fostul domnul rector, cum îi mai zic, adică tradițional. Am dat un nume, am îl băgăm în față pe dânsul, dar nu poți să faci, da, cu deci floare. E păcat cu... că e așa o ruptură lungă, da? Ați vorbit înainte de profesor Radu Sorin. Aproape echipa managerială. Da, deci da, sunt lucrurile... și domnul Radu, dar... Sorin, domnul Andraș, deja... dăm nume, da, dăm nume, da, care sunt și invitații mei și sigur, tot și timpul s-au domnul implicat. Nan Marin, care a fost împreună, da, la... Da, 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 și care sunt, dar sunt câteva floricele. Puține, câteva... puține nume, da, și potențial și nu există... poți să răspunzi la toate chemările internaționale, naționale. Nu, potențial dânsul... există. Haideți să rămânem tot în acest domeniu al numelor, da, și eu vreau să spun încă niște nume ca să se vadă că totuși există dorință și să se poate. Deci să legăm totuși de partea care poate să o facă universitatea. Universitatea există prin cele trei domenii, cele trei nivele, licență, masterat și doctorat. Doctoratul evident că nu există fără conducător și de doctorat. Și perfecționare continuă. Da. Spatul doctoratul nu există componentele fără conducător de doctorat. Noi avem marele necaz că avem tot mai puțin, dar în ultimul timp, după momentul la care am reușit să-mi obțin abilitarea, încă o colegă a obținut la Craiova în Ingineria Sistemelor. Dumneavoastră promitați în emisiunea aia că, că o să faceți fi, pe da, mulți să-i sensibilizați. Da, și eu da, cred că am reușit și că vor mai fi. Deci domnișoara Monica Leba este conducător doctorat în Ingineria Sistemelor și probabil că va încerca să vină și dânsa la Petroșani să continuăm școala doctorală pe care au creat-o precursorii noștri. Iarăși doi colegi de-ai mei și-au depus dosarele în vederea abilitării, respectiv urmează să susțină tezele de abilitare publice. Colega Ionica Andreea, care a devenit profesor alături de mine, tot la Cluj-Napoca pe Inginerie și Management, și colegul Roland Moraru pe Inginerie Industrială aici la Petroșani. Deci iată, sunt patru și eu știu că mai sunt. Nu vreau să dau nume înainte de a colegii să-și depună ca să nu niciun fel să nu-i forțez. Să-i datorați, adică să-i obligați. Să-i oblig, sigur, că da, este un efort și financiar și un efort de muncă și sigur de răspundere ulterioară pentru a te angrena această muncă cu doctoranzii. E automat, creind acest, reconstruind o școală doctorală, reconstruim practic viitorul universității pentru universitate, sigur. Domnul profesor, dar pentru universitate, corect, felicitări și la mai mare și la pentru toți colegii. Dar legătura, tezele acestea de doctorat, coordonarea aceasta, să fac niște teze, niște lucrări, da, da, cum le implementăm, cu ce rezultate, cât de actuale, cât nu e, sunt o măsură să, dar vă întreb și profit de că sunteți la emisiune la mine și din cunoașterea dumneavoastră, din tangențele deci... pe care le-ați avocat, ați intrat prin ele. Da. Cât de practic a fost teza dumneavoastră de abilitare? De abilitare. Acum, în domeniul pe care v-ați perfectat. Da. Acum, și care de actualitate și de viitor, aia e clar. Da. ITU și ai colegilor că tot așa au... Le cunoașteți, da? Da, preocupările dânșilor, sigur că da. Și dânșii, eu zic că este un nou suflu și parcă este o diferență. Eu am fost acuzat de acest că am o luptă de generații. Nu am o luptă de generații, dar eu consider că normal este ca un cadru didactic la vârsta de peste 45 de ani sau aproape de 45 de ani, pentru că colega Leba este mai tânără. E matură, e. Da, deja este în vârf, să spunem cu... că este în vârful pregătirii profesionale și de acum poate să ofere, să aducă plus valoare instituției. În momentul în care îți iei conducerea doctorat după 60 de ani, parcă e cam greu să mai realizezi ceva. Colegii de care parcă, v-am spus... Parcă o faci cu un interes numai. Parcă, nu te mai faci, nu faci în ideea că, băi, mai am până la pensie, trebuie să fiu, da, să toată am negația, să pun tot efortul ca, da, să profit și eu personal și, evident, și colegii mei. Și colegii mei. Și puterea asta de e diferența între un manager în vârstă, într-un rector, da, mai în vârstă, într-un rector care spuneați într-uneva, că aici am vrut să vă, da, aduc, spuneați undeva acolo în jurnalul respectiv că una e diferența când te gândești, da, nu este... la comunitate și te gândești mai mult la interesul persoanei. Să ieși în, da, să ieși, față, da, și să... E interesant. Spuneau
niște profesori de la care, nu de la Petroșani, eu am colaborări diverse cu diverse universități din România și mă întâlnesc des cu profesori și unii îmi sunt într-un fel mentori și îmi spuneau că orice rector este rector atunci când reușește să ajungă rector și după încheierea mandatului rămâne instituția care l-a propulsat ca rector, pentru că are de suferit repercursiunile managementului pe care l-a făcut. Nu e normal să... Adică dumneavoastră cei care rămâneți mai tineri în facultate, cadrele universitare, dacă, inclusiv. Dacă presupunem că un coleg de 45 de ani ajunge rector, face două mandate, ajunge la 53 are de ani. Are obligații în plus. La 53 de ani el va mai face încă 12 ani în acea instituție. El trebuie ca în cei 8 ani de mandat să facă maxim pentru ca colegii lui, în cei 12 ani care îi mai rămân după 53 de ani, să nu-l arate cu degetul. Nu normal să nu își dărâme construcția. Altfel, în momentul când te apropii de pensie, evident că vrând nevrând nu mai gândești la închidere. Da, interesant. Aici, chestiunea poate fi, aici se poate face o analogie cu complexul energetic Hunedoara. Asta, exact asta. Aici se pretează. Vârsta de pensionare aici e 45 deja tânăr și în aplicație, cam toți directorii generali care au fost. Au vârsta aceasta. Interesul lor este mai... Eu spuneam și tot și-am avut repercursiuni. Îl pui pe unul director. Păi cum să-mi dau interesul să fac deschideri, să pregătesc zăcământul? Când vine un politician, mă schimbă și îl aduce pe așa și pe nepusă masă. Corect. Alt interes. Aici e problema de management. Da. Deci aici este un caz la complex energetic pe care, de adevăr, e un caz de unic, poate, în industria românească, că se iese la vârstă așa de fragedă la pensie și automat... Când maturitatea și expertiza este... Da, asta e o problemă. Domnule Șor, dumneavoastră, de exemplu, a scoate studenții în domeniul noastră, vorbim de... de la colegii ceilalți, că îi păstoriți, e impropriu, nu vreau să confund cu practica. Nu, îi educăm, îi formăm, ca și cadre. Așa, da. Problema este în felul următor, ce am vrut să vă zic. Credeți că a pune și a lua o funcție de asta de ca manager, de conducere, de coordonarea unor activități la nivel de IMM, la o întreprindere, fie de stat, de proporții de categorie mare, fie ea mai mică, un IMM privatizat, ar putea fi la o vârstă mai fragedă? Că dumneavoastră îi scoateți, dumneavoastră e... Acum eu chiar predau managementul IMM-urilor, deci antreprenoriat. De asta vă întreb. Așa, m-ați dus la mine acasă. Deci, ce să dăm exemplele lui Bill Gates, să dăm exemplul lui care, la o vârstă foarte fragedă, dar reușește să facă o afacere de succes fără egal, practic, la nivel mondial, ca afacere personală. Pentru că el a dezvoltat acea afacere... Vorbeam de afacerile de grup, de stat, are credibilitate, ar avea credibilitate, ar avea rezultate. Deci, eu v-am dat exemplu. Aici este vorba de antreprenoriat, da? Persoana venim cu care exemple concrete care se pot transpune. Da. Să-și ducă afacerea. Să fii numit într-o funcție la o vârstă fragedă, și aici s-au întâmplat. Bine, au fost... a avut și motivația banului, e miliardar. Dar un director general tânăr, mai ales, nu are motivația banului. Acum e miliardar, poate puțin știu că Bill Gates n-a absolvit o facultate, el l-a... Dacă spuneți asta, nu să mai aveți... Cifre de școlarizare. Eu spun treaba asta studenților, chiar predau în primul an informatică și le spun totdeauna acest lucru. Nu este neapărat o garanție că dacă ajungi inginer, reușești neapărat. Da? Și poți de asemenea fără să fii inginer. Îi atrageți. Da, că veneam și eu aici, am o paranteză, sunt atâtea cazuri în România unde mulți elevi, chiar am avut aici profesori de la liceu pe care am chemat, da? Și acum cu dumneavoastră de la universitar și nu numai cu noastră, și cu ceilalți care am fost, domne, o motivație ar fi viitorul de mâine. Da. Dacă eu când știu că cu facultățile, dacă nu mă înconjor despre realitățile vremei, da? Da. Nu mă încadrez, pierd foarte mult și fost două, trei facultăți, cât ați clipit, nu. Și sunt alții care, cum spunea și dumneavoastră, și sunt și alte cazuri românești, nu le dau numele, că nu vreau să le fac reclamă, așa care n-au școli, au făcut școle formal după aceea, fără să frecventeze cursurilor sau să se despre ce profesor are. Sunt cazuri extreme, da. Și sunt, dar sunt milionarii României. Sunt milionarii României. Și chiar a spus un profesor de la liceu, cum să-l spun la să vede că un elev i-a spus pe cum doamne, eu ca să ajung magnat, să ajung cu bani, să ajung cu servici, ori trebuie să să mă regimentez politic, ori trebuie să nu am studii. Sunt niște contraexemple pentru tineri. Da. Din păcate se întâmplă. Cu ce motivați, domnule profesor, și încheiem prima parte emisiunii, pe studenți să vină la școală?
Deci, la universitate să continue cursuri universitare, chiar dacă în conjunctura actuală România, plastic vorbind, nu merge bine. Scoate nu merge bine. Fabrică de șomeri, de inginerii. De lux. Da. Nu. Deci, odată cu obținerea acestui de profesor, spuneam că mi-am asumat o mare răspundere și din acel moment am considerat că dacă am spus că universitatea trebuie să fie a voii Jiului și a conurbației și trebuie să fie aproape, am considerat că un prim pas este să ne apropiem de licee. Am fost în toate liceele voii Jiului, cred că două licee am ratat din motive subiective, ci obiective, n-am reușit. În rest am fost la toate clasele liceelor de clasa 12-a. În calitate de reprezentant al universității, tocmai pentru a-i motiva pe tineri să-și continue studiile. Cred că am fost la 30-40 de clase de clasa a 12-a din toată Valea Jiului. Am vorbit la fiecare dintre ele, sigur am avut unul sau alte mesaje, depinde de receptori, dar în principiu două au fost gândurile care am spus și astăzi am fost la trei licee din Valea Jiului. Primul a fost să le spun să continue cu studiile și să nu renunțe, să ia bacalaureatul, să facă asta, cred că le-ați dat și un imbol pentru motivație pentru bacalaureat. Da, foarte important ieșirile astea. Copiii sunt la acest moment poate demobilizați. Exact, sunt confuzi. Situația este cum este. Așa este. Și sigur că ei sunt tineri și puțin au câteva idei. Foarte influențabili. Vor să plece, vor să... Sunt influențabili, cunoaștem. Asta e realitatea. Așa am fost poate și noi, dar erau alte vremuri. Am avut copii care au trăit prin momentele astea și cunosc destul de... Deci prima dată să continue să-și ia bacalaureat. Chiar dacă nu-l iau în prima fază, să-l ia în a doua fază, să insiste, să-l ia cât mai repede, pentru că după aceea lucrurile devin foarte dificile. Deci peste un an, deci nu sunteți un tip de ăsta așa, domnule, trebuie să le imediat bacul. Din prima, nu? I-ați dat și lărgăți asta posibilitatea, dar nu vă exprimați, corect. Am vrea să-l ia din prima. Iar apoi, de asemenea, le doresc și le-am urat tuturor să continue cu studii superioare. România are un deficit de... Chiar dacă spuneți că producem șomeri de lux, că mulți licențiați nu-și găsesc loc de muncă. Dar nu spune situația pieței muncii. Dar noi pe piața europeană suntem mai rău decât statisticile europene, România. Mulți dintre români au început să plece, vedeți, spre Occident. Unii chiar lucrează pe puțin, ce-i drept, cu studii superioare în străinătate. Dar studenții, elevii actuali au cu tot o altă abordare dacă continuă cu studii superioare. Sunt totuși încă 3 sau 4 ani în care își perfecționează educația. Au altă abordare a vieții. Și eu le recomand. Sigur că al treilea mesaj să vină la Petroșani, la Universitatea din Petroșani. Nu pot să le spun tuturor. Unii vor pleca în alte părți, unii vor pleca în străinătate, la studii. Sau în orașele și în centre universitare mari. De ce? Pentru a-și crea cu jumătate de normă și asta este o realitate. Un job, nu? De tipul facultății. Lucrează. Să se stabilizeze, practic. În orașe ca și Cluj, Timișoara. Zboară din Valea Jiului și rămânem cu cuiburile părăsite. Din păcate, încet, încet, dar aici e problema morală, etică și profesională. Astea sunt mesajele care le transmit tinerilor și eu sunt convins că ei... Deci faceți această campanie. Această campanie cu toată convingerea. Îmi pare foarte rău de situația prin care trec tinerii din ziua de astăzi. Din păcate, momentan, asta este unul din ajutoare care pot să le transmit prin aceste mesaje și, sigur, prin educația pe care putem să o transmit alături de colegii noștri la universitate. Vedeți, poate mai multe ieșiri pe postul de televiziune, nu că bată unul apropo acum, dar chiar m-aș bucura să vă am pe dumneavoastră și pe colegii dumneavoastră și cadrul universitar de la universitate să lase la o parte mantia asta de mai bine, ăla care tace mai bine face. Cred că implicarea aceasta mai mult. Asta e mesajul, asta e informația, asta e transmiterea. Asta aș vrea să fie implicată în... Că posturile naționale de televiziune, ziarele de circulație națională, n-au interesul ca Valea Jiului. Nu-i pe nimeni, nu interesează. Cine o Valea Jiului? Aia care participă cu 5% la sistemul energetic național, păi da, noi dăm la nuclearul electric, dacă mai pune și 3 și 4 în funcțiune și se pun bazele din ce în ce mai mult prin exploatarea uranului prin... de la Crucea și să se ducă și prin Neamț în o altă comună, se vor pune bani de exploatare. Pe imediat îi înlocuim și imediat... Da, noi trebuie să ne ajutăm prin noi înșine. Trebuie să încercăm. Asta este problema. Mai multe apariții, mai multă o politică mult mai îmbogățită, un departament, un compartiment, fără a lăsa un politic. Mai activ. Mai activ și creat din profesioniști, din cadre didactice care au ceva de transmis și care sunt dispuși să primească feedback-ul de la
elevi de la mediul de afaceri, o să vorbim și despre mediul afaceri. Vă rog, după pauză, dar da. Până atunci vă mai lansez o idee și să nu o lăsăm netratată. Cred că una dintre acreditări care discipline, care cuvenea trebuia să intervină în curricula la dumneavoastră sau la alte departamente sau la științe, la facultatea de științe, ar fi, în opinia mea, modul de accesare a fondurilor europene. De să ieși și de aici perfectibil și perfectat ca inginer sau ca, mă rog, economist, nu știu în ce ramură asta poate nu știu, vrut, da, nu știu dacă ați vrut să-mi serviți bă, nu, pe vă servesc pentru, v-am spus pentru, după pauză da. Și o altă aș fi văzut, de exemplu, despre continuarea universității din punct de vedere al pieței muncii. Deci da. Să ne corespundem, adică mai mult să lăsăm interesul de care spuneați dumneavoastră al unor cadre universitare care și-au cursurile neschimbate, materiile și disciplinele care deja nu se mai vorbește. Mai mult la exact la realități, știm că IT este pe val și va fi. Nu vreau să vă fac acum un logo dumneavoastră, când asta v-am chemat, dar vă dați pe meditație și să facem la revenirea după pauză acest problem. Pauză publicitară. Elita învățământului Hunedoian, Colegiul Național Mihai Eminescu Petroșani vine cu o ofertă educațională nouă pentru anul școlar 2015-2016. Colegiul pune la dispoziția elevilor o clasa a 5-a cu studii intensive de engleză, la care se poate înscrie orice absolvent de clasa a 4-a, de la orice școală din Valea Jiului. Totodată, în structura noului an vor fi 5 clase a 9-a, filiera teoretică, respectiv 3 clase cu profil real, specializările matematică, informatică, intensivă engleză, matematică, informatică, științe ale naturii. 2 clase cu profil uman, specializările filologie, filologie intensiv engleză și intensiv franceză. Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0254 541 574 sau la secretariatul unității pe site-ul școlii cnm-petroșani.ro și pe pagina oficială de Facebook cnm.petroșani. Colegiul Național Mihai Eminescu. Un viitor mai bun pentru copilul tău. Autoservice Petroșani cu vechime în Valea Jiului oferă clienților servicii complete și de calitate. Totodată, unitatea vă stă la dispoziție cu o gamă largă de piese auto. Autoservice Petroșani execută inspecții tehnice periodice pentru autovehicule până la 3,5 tone, microbuze, rulote și autoturisme 4x4, remorci cu sau fără frână. Suntem singurii din Valea Jiului autorizați să asigure inspecția tehnică pentru motociclete și motorete. Ne găsiți în zona Livezeni vis-a-vis de stația Petrom, zilnic între orele 8 și 16. Autoservice Petroșani, siguranța mașinii tale. Angajăm urgent, indiferent de vârstă sau vechime, mecanic auto, electrician auto, ajutor vopsitor și tinichigiu auto, care să cunoască dezechiparea și echiparea autovehiculelor pentru vopsitorie totală. Policlinica Medsim va aduce o echipă medicală de excepție. Doi medici oftalmologi renumiți în Germania operează acum la Deva. Cataracta este rezolvată prin operații minim-invazive cu ultrasunete și implant de cristalin artificial de calitate superioară. Cabinetul de consultații și sala de operații beneficiază de tehnologie de ultimă oră. Mesele chirurgicale, microscopul operator, materialele și instrumentarul medical rivalizează cu cele din marile centre universitare. Grădinița Samariteanu din cadrul Bisericii Philadelphia vă invită să vă înscrieți copiii la una dintre cele mai dotate grădinițe din Valea Jiului. Cu o vechime de aproape 20 de ani, având cadre didactice cu experiență, grădinița este acreditată de Ministerul Învățământului și are calificative din cele mai bune la evaluările făcute de inspectoratul școlar. Înscrierile se fac de luni până vineri între orele 8 și 13 la sediul grădiniței din Petroșani, strada 9 Mai, numărul 1A din cartier Dimitrov. Mai multe informații puteți obține apelând numărul de telefon 0724 982 680. Centru medical de excepție în domeniul recuperării fizice, esteticii corporale și faciale acum și în Petroșani.
Singurul de acest gen în județul Hunedoara, prin terapia cu laser, vindecă sau ameliorează afecțiunile reumatismale, neurologice, dar și cele orele și stomatologice. La noi în centru mai puteți beneficia și de tratament de slăbire prin electrostimulare, tratarea celulitei prin capsula Slim Activ, dar și detoxifierea organismului. Ședințele se fac în urma unei consultații de specialitate și doar cu programare. Ne găsiți pe strada 22 decembrie, numărul 1, de luni până vineri, de la 8 la 20 și sâmbătă de la 9 la 14. Programări se fac la numărul de telefon 0354 113 938. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Sportul revine la Capital TV din 8 mai. Imagini de actualitate, imagini de antologie, interviuri și competiții într-o nouă imagine la Arena. O emisiune realizată de Genu Tuțu. Radarul pădurilor va stopa defrișările ilegale. Informează-te www.apepăduri.gov.ro. E ușor să spui merge și așa sau altfel nu se poate, nu? Pare mai la îndemână să lași lucrurile să-și continue cursul destructiv fără să faci nimic. Însă atunci când tu însuți participi la perpetuarea unui sistem vicios, nu numai că îți riști libertatea, dar îți vei păta reputația. Iar unele pete nu se mai șterg. Alege integritatea. Spune nu mitei. Pentru a denunța faptele de corupție în care sunt implicați funcționarii MEAI, sună la numărul gratuit 0800 806 806. Campanie de conștientizare anticorupție cofinanțată de Elveția prin intermediul programului de cooperare elvețiano-român pentru reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene Extinse. Sunt Camelia Potec și susțin această campanie împotriva dării și luării de mită pentru o Românie mai bună și mai prosperă. Din nou în studio, în direct, suntem în studio Capital TV, împreună cu invitatul meu de această seară, profesorul universitar, doctor inginer Edelhauser Eduard. Da, încercam să discutăm, să aprofundăm problemele legate de situația în perspectiva a universității, în perspectiva bunului mers al mediului de afaceri din Petroșani, și l-am luat ca studiu de caz cehu, dar vom încerca să luăm și alte studii de caz, cum a venit domnule profesor, ca mediul de afaceri, nu în ideea că cehul va dispărea, că cehul nu va dispărea, după un scenariu al meu personal cu care l-am format, l-am inițiat și l-am dezvoltat cu ocazia misiunilor mele, dădeam un an fatidic, 2027, an în care mineritul nu dispare, pentru că deși va apărea probabil o societate mult mai dezvoltată de închideri și cu care va imacula și cele 4 mine considerate actual viabile, care va fi domeniul de activitate închiderea, dar și o altă activitate corolară care se întâmplă și acum la minele care sunt pe program de închidere, de extracție. Deci iată-te, domnilor, cum să vă spun, suspicioși ai mineritului din Valea Jiului, domnilor specialiști, domnilor care ne dăm cu părerea și domnilor, în cel mai rău caz, problematica este, sau fericit, acum depinde cum se ia, pentru că bani vor fi la nivel de subvenție, a face acum o comparație între minele viabile și minele neviabile băgate pe închidere în punct de vedere ale valorii adăugate, care nu este cazul, ci al eficienței, nu se poate face, pentru că minele neviabile funcționează prin acea subvenție acordată legal de către stat prin FMI.
Iată, dacă vor intra cele 4.000 viabile până în 2026 de program de închidere, activitatea va continua printr-o neașa de mult usturătoare reducerea personalului va fi pe cale naturală, prin pensionare și prin modul de a ieși, cum să iese, mai ales că vârsta de pensionare este de 45 de ani. Și 2027, probabil și de aceea, mineritul a început să ia această conotație de huilă din subteran, de la noi, din Valea Jiului, în momentul când angajările nu se fac, asta a fost de înțeles, că nu putea să continue activitate, indiferent că e din punct de vedere social, indiferent că e cancerizată, indiferent că e bolnavă, fără să faci niște angajări. Se vedea, și semnale au fost din asta, nu ne mai trebuie atâta să ne speriem acum, să facem tam-tam, să fim atât de nemulțumiți, de revoluționari de faptul că se închid minele. Minele se închid, dar într-o perioadă, până apare decizia de încetare a activității, până se fac studii în acest domeniu, proiecte tehnice de execuție, proiecte de închideri, iată exemplul lui Paroșeni și la Petrila, mai puțin Petrila, la Urican, care în 2018 au programat pentru închidere. 2027 ar însemna un scenariu cel mai crunt, ar fi pentru închiderea, în condițiile actuale, oricum un alt scenariu mai bun, cu banii noștri, cu banii din împrumuturi care trebuie să le gajăm fel și fel de imobile, să ne gajăm pe noi pentru a obține împrumuturi din bancă acordate de către stat și le plătim cu de înzecit mai mari și să ne chiar să ne închidem cu totul, cred că pe scenariul acesta de a trece mai departe până în 2027 la o închidere de asta liniștită, la o închidere cu activitate minieră, urmând ca cele două termocentrale cu interes de nu național și interes local, Paroșeniu pentru Valea Jiului pentru termoficare sau să-și continue cogenerarea, iar Mintia și după că se preconizează fie preluată, divizată, despărțită de mine, de exploatele miniere și preluată de Consiliul Județean, este o alternativă și care s-a confirmat și prin scrierile avute în jurnalele de circulație locală, iar Mintia sunt la nivel de tratative pentru a fi luată de municipiul Deva pentru deservirea municipiului și a zonei înconjurătoare. Până acest scenariu se va mai face carte, se va mai face continuitate, se va mai face materiile, vor mai fi de bază, cele și de la cadrea dumneavoastră, adică departamentul dumneavoastră de la Facultatea de Mine și anume cel de Inginerie Minieră, Topografie și Construcții, da? Încă an de zile și, da, nu trebuie lăsată pe acest aspect să fim liniștiți, trebuie să, cum spuneați și cu dumneavoastră, să intervine transformări la nivel de manageriat, la nivel de educație și având în vedere că dumneavoastră spuneați și pe bună dreptate, obiectivele și domeniul de preocupare al universității sunt pentru toată țara și mai nou, o să spunem ulterior, după ce vom aborda problematica, vă făteam cu propunerea de a introduce în programa universitară despre modul de accesare a fondurilor europene, o materie specifică, da. Sau cum să introduce și o altă materie de previziune, de previzionare, de prognoză. A ce va fi probabil dacă era o disciplină, o catedră de prognoză, sunt în alte țări, sunt facultăți de prognoză, da? Iată, eram informatizați, eram implicați, eram toți, domne, participanți la hai să zicem așa, la situația nefastă care se abate, da, pe la ușile Cehului și la ușile Văii Jiului actual. Aici, dacă puteți să ne dați niște informații, că aveți viziune în acest aspect, aveți... Am puțină expertiză, deci mai ales pe fonduri europene și sigur nu întâmplător mi-ați pasat această minge. Nimic nu e întâmplător. Aici se spunea că e relativ, dar întâmplător... Avem la departamentul de management sub coordonare un master de ingineria și managementul proiectelor, la care una din discipline este chiar managementul proiectelor europene, asta nu știu dacă chiar a știut, pe care... Nu, managementul proiectului, adevărat, n-am știut că e europene. Și o disciplină de managementul proiectelor europene pe care a predat-o proiectul... Bine că și sistemul Bologna, care vreau să-l tratăm după aceea, după ce vă expuneți punctul ăsta de vedere.
care se spune pentru integrarea în Uniunea Europeană, da. Vezi, doamne, nu da, că ar fi da, deficitar din alt punct de vedere, care îl discutăm, vă rog. Nu toate țările au aderat, mă rog. Deci aici avem o disciplină ca să rezolvăm această problemă, chiar managementul proiectelor europene. La ora actuală predau eu această disciplină. Yeah. Eu am o oarecare expertiză, sunt deja la al doilea proiect în implementare. Primul l-am finalizat acum mai bine aproape 2 ani, al doilea îl vom finaliza în octombrie și eu sper să nu fie ultimul. Facem niște demersuri pentru a mai reuși să mai realizăm încă un proiect chiar pe această finanțare 2007-2013. Deci suntem undeva, universitatea a avut cam 7 proiecte. Aveți ecosistem completate locurile? La master? Uh-huh. Da, la masterul de anul acesta, sigur, dar locuri vor fi în fiecare an. Nu, dar acum, acum se completează. Da, sigur. Deci este interes. Este interes și să știți că... Și în speță de unde vin participanții sunt, la master? Sunt foarte diversi. Poate doar unul din masterul universității atrage atât de divers persoane. Cel de managementul resurselor umane, acolo vin chiar din toate domeniile, acolo am avut juriști, filologi, din toate domeniile. Domnul au venit. Domnul Șură, să înțeleg că vin ca o refulare, ca o scăpare, ca o salvare vin gândit pentru că preocupările managementul resurselor umane e un domeniu care acoperă, se duce în multe domenii, da? Resurse deci se gândesc ca să acopere preocupările lor în toate domeniile. Colegii din presă, care, jurnaliști care au făcut la noi și absolvenți de jurnalistică anteriori. Da? Iar acum la managementul proiectelor, că despre asta vorbeam, avem masteranți care au venit din județul Hunedoara și din Oltenia, care implementează la ora actuală proiecte europene. Brad, Deva, Târgu Jiu, deci masteranți care sunt București, care sunt, implementează acum, sunt manageri de proiect, nu aveau aceste deci studii. Deci nu astăzi strict de specialitate, strict, și între altele IT și ăsta și despre treaba aceasta, nu? Da, da, eu am tot policalificat și în final am ajuns la aceste domenii care se pare că sunt ampliat, de a vorbi de actualizarea programelor, sigur că trebuie mereu să ne adaptăm la concret și trebuie... Neapărat că acreditarea asta înseamnă succesul la unei acreditări, da, nu? Și nu numai, trebuie să ne gândim la oportunități pe piața muncii pentru sigur absolvenți. Da, și dacă ei nu sunt racordați asta la... e un criteriu foarte sigur important. Că da, sigur că da. De-aia aici pe domeniul... Dacă sunt cadre specializate pe criteriul respectiv. Pe aceste domenii, sigur că da. Alte universități, ne-am spus că avem 7-8 proiecte, am implementat la Petroșani, destul de puține. Alte universități au de ordinul 10-lor, 50, 60, 100 și au departamente... Care au fost mai aproape de... care au fost mai implicate în probleme, au avut și putere financiară, unii au avut probleme financiare pentru că s-au implicat în prea multe proiecte. Tradiție, probabil. Da, da, dorință de a realiza. Deci, să spunem, au făcut de 50 de proiecte și au un departament specializat de gestionare a fondurilor europene, universitățile din România. Dau exemplu, de exemplu, Universitatea de Vest în Timișoara, care colaborăm în acest proiect pe care îl implementăm acum pentru studenți. Acolo există un departament pe așa ceva orientat și au în implementare, cred că au implementat 60 de proiecte europene. Au atras bani automat pentru universitate. Apropo, adus... acum faceți o dezvăluire. Da. Ca un necunoscător al situației în care mă aflu. Nu cred că vă pun o întrebare impertinentă. Dimpotrivă, studiați și ca studiu de caz analizați la acest nivel de disciplină și cazul acesta de a implementa și de a asigura o finanțare de către Uniunea Europeană legat de situația ce? Nu, trebuie să recunosc că nu, nici nu m-am gândit la așa ceva. Cred că e o problemă care depășește... Că e voie sau nu e voie? Că e voie, că da, citeam e undeva, citeam undeva că pentru, și de curând, de câteva zile, pentru nuclearul electrică, pentru reluarea grupurilor 3 și 4, da, Uniunea Europeană se numește fonduri departajate, fonduri... deci actualmente... Știți, date numai pentru niște situații de-astea de proiect, da, de extraordinare, în sensul de a, prin investirea într-un anumit domeniu, într-o anumită activitate, să acopere, practic, toate investițiile care s-ar da în activității conexe, știți? Da. Cu aceleași, nu știu, le definăm... Am vorbit de proiecte europene la modul general, dar trebuie să precizez faptul că universitățile sunt, în general, axate pe un singur program european, fostul POSDRU, actualmente POHU, Programul Operațional Capital Uman, se numește cel din 2014. Au fost mari probleme anul trecut. Nu au fost mari probleme. Programul acesta POSDRU, deci Programul Operațional de Dezvoltare a Resurselor
resurselor umane, este un program care se dedică educației. Educația e greu cantificabilă, de aceea s-au considerat că au fost probleme. Deci ea e greu cuantificată. Da, și s-a cam scăpat așa niște monitorizări mai concrete banii cheltuiți, banii investiți, cam înțeles probabil că... asta a fost în proiectele care le-am implementat și dacă ați vorbit de... unul din proiecte s-a numit reconversie profesională pentru resursa umană din minerit, primul dintre ele, cel care le-am implementat în 2010-2013. Sigur, acela a făcut niște cursuri... Dumneavoastră ați fost director de proiect, la acel proiect. La acest asta proiect v-a ajutat în la promovare. Evoluție, exact. Da, și la promovare e obligatoriu criteriul. Sigur, dar să știți că a fost o experiență extraordinară. Recunosc că a avut și o componentă financiară importantă, și aduce și niște beneficii financiare, aduce, asta este adevărul, dar a fost o experiență, a fost un management de proiect practic, deci care nu m-am așteptat să fie de asemenea anvergură, a fost un proiect de 1 milion de euro, deci care s-a distribuit mai ales în... Se pare că a fost un program în vogă, pentru că și Universitatea Constantin Brâncuș, tot așa, foarte multă activitatea lor a mers. Universitatea din Petroșani a mai avut un proiect mai mare, de 4 milioane și jumătate, nu știu în ce măsură a fost, care este procentul de absorție, dar în orice caz mult mai mare ca al nostru, ca valoare, clar, și a mai avut niște proiecte în care a fost partener. Deci Universitatea a atras niște fonduri, automat aceste proiecte au adus beneficii odată grupului țintă, deci celor care li s-au adresat, dar și cei care au implementat, evident, prin salarii. Există o componentă care, practic, este dedicată învățământ superior tocmai pentru a compensa o subfinanțare a învățământului superior. Ați spus la un moment dat de subfinanțare, noi suntem finanțați per număr de student. Asta aduce automat poate pierderea din vederea calității. Deci dacă ai 4 studenți în loc de 25, primești mai puțin și nu poți să-l înveți carte pe ăla și să-i arăți laboratoare, analize și cu tare că îl înveți mai puțin. Dar nu e corect. Nu este corect. Că în alte țări și dacă ai 2 studenți, 5 studenți, investești și... Dar nu există o strategie. Deci interesul și al dascălului, mă scuzați acum să nu folosesc termeni de ăștia preuniversitari, și al profesorului universitar, al cadrului universitar, mă scuzați, că nu sunt toți profesori, sunt și conferențiari și șef de lucrări și asistenți și toată stima pentru ei, așa. Deci e o motivație și e o motivație în plus și pentru student. Băi, aici se face școală, se face carte. Eu plec cu niște cunoștințe practice deosebite. Deci, dar în momentul când ție nu-ți dă bani decât pentru 4 și 2 studenți, vă dați seama că... Asta este, dar iar revenind la acest concept de dascăl, eu nu am niciun fel de reținere pentru a spune dascăl. Pe unii îi deranjează. Dacă nu știu de ce îi deranjează. Dacă le spui profesor universitar și le spui mai profesor. Și într-adevăr, e un titlu care e o diferență. Trebuie, mă rog. Trebuie să înțelegem niște aspecte. Deci diferența noastră față de preuniversitar este că avem o componentă de cercetare. Dacă această componentă noi nu o facem... Teoretică. Să nu intrăm aici că să m-am izbit atâtea... Dacă noi nu facem această cercetare și unii dintre colegi, din păcate, nu o fac, da? E aceea, eu zic că sunt la nivelul de dascăl. Asta e realitatea, da? Nu este peiorativ termenul. Nu e peiorativ termenul. Remarca, dar n-am făcut-o. Dar cu tot respectul pentru colegi de-ai mei care n-au făcut niciodată cercetare, în schimb au avut o carieră extraordinară didactică în spate. Deci au niște cursuri extraordinare și prezintă în mod deosebit studenților cursurile. Sunt și asemenea cazuri. Apropo, domnule profesor, ce părere aveți despre că ați adus aminte de cercetare? N-aș fi vrut să intrăm în tema asta, că pentru mulți este o chestie de lozincă la nivel de cercetare actualmente în România, când având în vedere că din PIB este subfinanțat cu foarte mult la sus și banii care sunt nu sunt. Da, sunt și trăiesc din asta și încă mă izbesc personal cu multe probleme. În sfârșit, nu spun că de asta nici rezultate nu sunt semnificative. E cercetarea aceea fundamentală care e asigurată de la bugetul de stat, o cercetare fundamentală, dar cu efecte obligatorii și imediate spre o cercetare aplicativă cu rezultate de implementare în practice. Dar ce vreau să vă spun, vă plângeați că, cu ghilimele de rigoare, într-adevăr, că cifra de școlarizare e bine, nu e bine. La nivel și universitar se folosește termenul așa, scade și dumneavoastră o să aveți un domeniu de activitate mai restrâns. Se aglomerează numărul de ore care sunt perpetuate în a fi disponibile la numărul de cu cât sunt de cadre didactice, de universitare. Problema este în felul următor. Sunt în unele țări unde cercetarea, de exemplu, se câștigă bani la nivel de universități, da, și cu renume, de 65-70%, iar restul diferenței e numai profesorul universitar stă într-un halat alb, sau mă rog, ce culoare are halatul, cu ce cursonare de face cercetare, au comenzi
Da. Au comenzi de... Asta este realitatea. Voi da un exemplu. Cu ce v-ați pregătit? Da bine, până atunci au făcut niște centre de excelență. Au făcut niște centre de transfer tehnologic. Au făcut niște parcuri tehnologice. Da, din păcate la noi lipsesc unele centre universitare de mare putere financiară, trebuie să spunem în primul rând că au putere financiară, au reușit să facă astfel de, să creeze astfel de centre de cercetare. Mai plute, tot timpul dăm pe putere financiară, tot timpul și ce trăiește așa de rău dacă am fi avut investiții. Dar despre management, despre cei care conduc, nu spuneți nimic. Nu se spune nimic. Ba da, deci că știți cum e, că dacă nu ești bun manager, deci poți să ai o grămadă de bani. Sunt două aspecte. Deci, revenind la problema cercetării, aș da exemplu Germaniei. Da, noi avem un parteneriat vechi cu Universitatea din Freiburg, da, în Germania. Acolo profesorul care de multe ori a fost aici la Petroșani ne-a sprijinit, profesorul Drebenstedt, poate că ați auzit de domnia sa. Nu, zâmbeam că se mai spunea acum câteva minute despre cazul acesta, da? Da, s-a vorbit despre dânsul, știut. Deci dânsul are la Freiburg, acolo am fost la domnia sa, un centru de cercetare și practic dânsul nu este perceput ca și profesor, deși are titlul de profesor universitar. El este directorul acelui centru de cercetare. Că e sigur cercetător și înțeleg gradul 1, deci echivalent cum ar fi la noi în România. Practic, și la o mândrie. Valoarea dânsului și expertiza lui stă în acest director de centru de cercetare și nu în titlul didactic de profesor universitar. Hai să vă dezvălui. Foarte interesant. Hai să vă dezvălui un secret. Când cochetam cu Universitatea Constantin Brâncuș, înainte de a lua și eu un job acolo, cât de mic o bucățică, așa să-mi exercit atribuțiile, mai ales când mergeam un weekend spre casă, în zona mea natală, chiar cu fostul rector al Universității Constantin Brâncuș, domnul profesor Gorun, domnul profesor, știți, niște ore de predare, eu fac așa la universitate, disciplinile astea, zic că domnul Pleșa, dumneata și cercetător științific, știa CV-ul meu, știi, cercetător științific gradul 1, eu am nevoie de dumneata ca cercetător științific gradul 1. De predare sunt mulți care știu să predea, dar de cercetare sunt puțin. E interesant. Și atunci am încurajat și universități mari din România, și aici nu spun lucruri mari, tocmai că fac această ierarhizare a profesorilor, deci preferă să ofere tinerilor șansa, și aici spun asistenți șef lucrări, de a preda la programe de licență. Da? Chiar dacă la noi... Și a evolua în sensul de... Iar nivelul treptele acestea ierarice, da? Conferențial, profesor, și doctorat. Da? Și ceilalți unde sunt bani mulți și siguri, profesori. Profesor, care și... ăștia tineri nu știu, că n-au expertiză. Da, normal. Corect, și sigur este corect. Într-un fel, sigur, rănești puțin orgoliul profesorului universitar, pentru că numărul mare de studenți este la licență. Acolo îți crește ție orgoliu. Să zicem orgoliu, să zicem altceva, da. Orgoliu, mândria. Sigur că da, mândria profesională acolo ai, dacă n-ai mulți studenți, te adresezi de unui număr mare de studenți. Profesor acolo. Da, e adevărat, este o onoare să predai în fața unui număr mare de studenți. Dar sigur că trebuie să dai șansa și tinerilor să facă acest lucru, da? Și atunci dacă ei nu pot face încă cercetare, din motive obiective, pentru că n-au încă expertiza, n-au reușit, să-i ajutăm prima dată să facă acest pas și să-l facă bine. Dacă îl fac bine, sigur să ajungă mai departe. În primul rând, nu îndeplinesc criteriile de competență în sensul de a se accede la funcția de director de proiect, de sigur angajat, că da. Pentru că e n-au CV-ul cu normal. Lucrări mai nou. Ei trebuie să lucreze în umbra unor profesori. Acest profesor trebuie să nu să permită în umbra lor să crească cineva, nu să facă o umbră care să îi ducă la dispariția acestora. Și automat... Deci nu întâmplătoare la Universitatea, la Politehnica din București. Da. Da, există centre adevărate de repartizare a fondurilor la nivel de cercetare națională. Da. Pe profilul tehnic. Acum ați dat exemplu chiar Politehnica București, de unde provine doamna Andronescu, care mulți ani a gestionat și a condus cu toate dimensiunea și schimbările densei poziționale. Este extraordinară. Să știți că a făcut acolo extraordinar, a făcut niște cum să vă spun așa, impropriu zis, niște universități în cadrul unor universități. Centre extraordinare. Ați vorbit. Bani miliarde de lei. Tot la bani și dumneavoastră. Da, deci banii acolo s-au dus pe motive obiective, o parte, pe, sigur, orașul București, istoria, tradiția Politehnicii București, nu trebuie să ne punem în discuție. La deci vi s-ar pare absurd, la nivel de minerii, de exemplu, nu, dar la minerii, tradițional, ar fi. Să facem un centru aici de unde să cochetăm cu alte regiuni, cu UCB, cu fosta Baia Mare, cu Sarea, cu Ploieștiu, cu tare. De aici să vină repartizarea de fonduri pentru proiecte în domeniul respectiv. Se putea face, așa trebuie gândite lucrurile. Spații, avem infrastructură, este. Sigur, dar trebuie un efort concentrat al mai multor cadre didactice. Cum spuneați dumneavoastră, trebuie un efort în sensul de a lăsa puțin catedra de a fi profesor la unde e cel mai mult
studenți la, la domeniul de licență și a trecut spre domeniul de cercetare, unde, domnule, ar fi un viitor, ar fi... Și dacă vorbim din nou de, de catedră, haideți să încercăm, am făcut puțin acest lucru, eu zic că trebuie să facem mai mult acest lucru, să aducem la cursurile noastre persoane din mediul de afaceri, oameni care se confruntă direct cu problemele. Ei, n-am aici văzut de mulți ani... Notez. Și să pistonez pe chestia asta. Da, deci eu sunt deschis, nu neapărat să dăm un curs întreg, pentru că sigur lumea se ferește acest lucru. Eu aș merge pe varianta de inviting professor. Deci la un curs, la un curs, de exemplu, vorbim de managementul proiectelor. Normal este să ai, să zicem, nu-l predau eu care am făcut management de proiect. Normal este ca să aduci pe doi specialiști care, care au implementat și exact, care știu să corect, spună. Corect. De exemplu, faci minerit, corect. Nu poți să nu te să nu chem măcar un inginer șef de la o mină să-ți vorbească. Să vă spun. Da. Și să vă spun, să vă dau dovada că așa este, perfect cum spuneți. Eu așa aveți lucrurile. Câțiva ani în spatele meu și n-ați prins perioada când așa... eu am debutat la Universitatea din Petroșan cu plata asociat. Da, pusă, da, plata cu ora, asociat, da, și eram pus, nu pentru a fi sprijinit, să fiu dascăl și eu acolo, să mi se spună domn profesor, la toți, domn profesor, da, că erai asistent, că erai și, mă rog, asta este termenul. Asta e termenul, problema este faptul că eram ca specialist în domeniul în care mă preocupeam, unde lucram, da? Și eram nu la cursuri, nu la cursuri, unde cursurile nu erau interschimbabile, cu acreditarea asta erau s-au menținut mult timp, acum dar la nivel de proiecte, la nivel de seminarii, eu erau directorul Bocan, erau directori peste directorul, nu vine acum și să mă scuz de faptul că nu-i nominalizez, erau care erau confruntați practic cu niște studii de caz realizabile. Și le prezentau. Exact. Și țin minte că ca o paranteză, erau proiectul la săpări, se numea execuția lucrărilor miniere, că erau verticale, că erau orizontale. Și conform teoriei și conform îndrumătorilor de proiecte, dau niște rezultate teoretice pentru studenți, care câmpul de armare a rezultat cu mult peste dimensiunile standardizate și tipul dimensional de la acea vreme și de acum. Da. Și la care, doamne, și eu ca specialist eram obligat să-i spun, doamne, știi ceva, aici sunt niște coeficiențe în cadrul acestor formule care trebuie modificate în timp, odată cu creșterea adâncimii, odată cu structura rocilor, formațiunilor de roci interceptate diferite. Cu care v-ați exact. Și eram și spuneam, se adoptă din cunoștințele care le aveam eu și alții practică, din producție, atât. Da, din practică. Deci cu diferență de la fel și... asta era asta interesul, dar el pleacă. El acum, dacă nu mai aveți bani pentru ce plata cu ora. Nu, că dumneavoastră ați adus ideea. Din pentru specialiști din producție. Da. Pe dumneavoastră trebuie să admite și fără bani pentru că sunteți într-un acolo. Fel sau altul eu aș vedea lucrurile astea pentru că învățământul are o problemă de finanțare. Aș vedea lucrurile, de exemplu, mulți colegi la vremea când încă nu predeam management m-au rugat, au spus n-ai vrea să le vorbesc studenților despre afaceri, pentru că la vremea aceea făceam afaceri și colegii mei predau management sau antreprenoriat fără să fi făcut afaceri. E normal, se întâmplă lucrurile astea. Și au venit cu această idee. Sigur, la acea vreme nu am dat și curs. Și este managementul afacerilor? Da, sigur că da. Și eu văd că, Că în... Da, managementul IMM-urilor, predau managementul IMM-urilor, da? Dar sunt multe specializări care au chiar management. E normal să vină un cultură managerială, să vină un manager să le vorbească, da? Sigur. Facem administrație publică. Care normal îl simți este, imediat că este normal de profil. Este să aduci un primar. Nu vreau să zic primar din Varajului, dar un primar care s-a confruntat cu niște probleme, care vrea să le transmită copiilor, studenților din experiența sa. Asta măcar într-un curs. Ia câte o metodică de predare mult mai eficientă, mult mai elocventă. Discuții cu studenții, probabil, pe aceea ce s-a discutat cu respectivul specialist. Și dacă nu faci toate acestea, domnul profesor, dacă nu faci toate acestea, din lipsă de fonduri, cum a spus sistemul Bologna, la că studenți nu poți aduce unul care știe și care e perfect. Eu sunt convins perfectibil. Eu sunt convins că mulți din mediul de afaceri din Valea Jiului, mulți ar veni fără bani. Deci corect. Au venit alături de noi în proiectele care le-am implementat cu mare drag, au dat curs acestor invitații. Eu câți ani n-am făcut-o fără din prietenie, din respect pentru școala de la Petroșani. Și plăcerea de a transmite ceea ce la mineri nu poți să transmiți pentru că nu sunt, n-ai strictul necesar, vorbim despre soluții, vorbim despre explozivi de brizanță ridicată, de capacitate ridicată, de capacitate de rupere, vorbim despre susțineri cu portanță extraordinară, vorbim despre asta, dar nu poți să le transmiți pentru că nu poți să le montezi, cum scrie în carte. De ce nu poți să le montezi? Pentru că n-ai tropane, n-ai lemn, n-ai plasă, n-ai cutare. Alta e când vii să spui cel la nivel teoretic unor studenți să te desfășori, să arăți o monografie, uite domnul ce obligatoriu, uite ce importanță au bridele, uite ce importanță au momentele de strângere, uite ce înseamnă cheie dinamometrică, care în practică nu poți să te iau ăștia cu pleacă, mă, de aceea tu îmi ceri mie chestii de genul ăsta și noi n-avem după ce să facem pipi, cum ar veni, știți?
Eu așa văd lucrurile, iar legat de tineri, că sigur eu tot timpul revin la tineri, vorbesc de colegi, cred că trebuie să ne apropiem de un final, nu? Nu aproape. Da. Deci tot timpul vorbesc de colegii mei cărora le cer și vreau și eu sunt convins că de când sunt director de departament au văzut că ceea ce le-am cerut și am arătat prin ceea ce fac, pot să facă și ei, mulți dintre ei s-au pliat și acest lucru a fost încântat. Am făcut un eveniment acum o săptămână. A fost un eveniment al facultății de mine, e vorba de simpozion științific geoecologia, da. Un simpozion vechi, deja la 13-a ediție și am zis că... Se ținea mai la Petroșani sau da, și la... Da, a fost iterativ, da. Parcă într-o vreme, nu știu, itinerant, nu mai știu sigur, la vremea la care nu mă ocupam de problematică, acum numai la Petroșani și în acest an am spus că ar fi interesant la nivelul departamentului să aducem alături de studenți și elevi. Și am făcut acest pas, am creat o secțiune preuniversitară, am parcurs toate liceele Văirjiului, sunt 9 la număr și să știți că am cerut de la fiecare liceu să vină cu 2 echipe, au venit mai toate liceele, unul poate a lipsit din motive de a avut teze, studii, elevi sau ceva de genul acesta, au fost 22 de lucrări prezentate. Au fost foarte încântați, colegii mei le-au prezentat și ei niște lucrări, profesoara Lazar, profesorul Buia, profesorul Lorinț, au vorbit și le-au prezentat, studenții au fost foarte încântați. Și asta s-a întâmplat pe 24 aprilie și vrem ca pe 15 mai, am făcut acest demers deja în avans, să ne vedem la Universitatea din Petroșani alături de toți elevii Văijiului într-o competiție sportivă. Sigur că nu va fi de fotbal, scopul nu este neapărat fotbalul, da? Eu nu sunt un fotbalist, colegii mei sunt pasionați. Da, suntem pasionați, dar sigur mai important e ca elevii Văijiului să fie alături de universitate, să vadă ce pot găsi acolo, să vadă că sunt oameni care cu drag le-ar putea transmite din cunoștințele lor și eu cred că va fi un succes. Sigur că elevii organizează astfel de competiții, dar poate nu la universitate și nu sub egida universității. Vrem să facem acest lucru. Sunt sigur că dumneavoastră sunteți pentru generația dumneavoastră și dumneavoastră persoana sunteți printre cei care o faceți cu pasiune, o faceți cu abnegație, o faceți din plăcere și cred că situația financiară contează mai puțin. Probabil dumneavoastră aveți alte surse de finanțare, din câte bănuiți, din servicii corolare. Adică la primul simpozion am avut un ONG, ne-a finanțat un ONG, unul colegi profesori. V-ați descurcat cu... Da, iar acum sperăm să avem o finanțare, nu spun până nu obțin finanțarea, din comunitatea locală. Deci eu sper sigur că ne vor ajuta și nu cred că este o sumă foarte mare care să aducă... Este un eveniment și trebuie să fim aproape de comunitate. Dacă am spus-o, trebuie să fim. Și aștept în continuare să facem astfel de acțiuni și alături de mediul de afaceri. Apropo de încheiere, mai avem 5 minute și vreau să dedicăm și altei problematici. Erau multe de discutat și ce înseamnă și psihologia atât a cadrului didactic, managerul, profesor-manager și ceea ce înseamnă obligațiunile sale și ceea ce înseamnă mai mult datoria de a și oferi, nu numai de a primi, înseamnă problema, apropo de evenimente de acțiune, iată, am înțeles că se preconizează o deplasare a 29 de consilieri județeni, primari, din diverse orașe ale județului Hunedoara. N-am văzut expres Valea Jiului în situația în care suntem pentru a face o imagine la Bruxelles de ziua porților deschise, 70 de ani de la sfârșitul cel de-al doilea război mondial. E interesant și dânsii merg cu un stand și cu un loc, un pliante, niște grafice, dânsii spuneau, cu cărți de vizită, albume, o grafică ireproșabilă, se spunea, despre vestigiile Sarmisegetuzei și despre castelul Corvinilor de la Hunedoara. Da. N-am văzut și despre, de exemplu, despre minerit, despre ceva legătură cu... Mă gândeam imediat la că vorbeam despre geologia, ce ați avut dumneavoastră evenimente, cred că multe ați fi de spus. V-a racolat cineva, v-a semnalat, domnilor profesori, o delegație de 2-3 profesori în contul acelor 1800, adică aproape 2 miliarde de lei de plasarea aceasta, puteați, cred că, să susțineți universitatea, să susțineți Valea Jiului. Personal nu știu nimic despre această acțiune. Nu vedeți? Eu știu însă că, colegii mei de la... Dar din ce cauză? Care ar fi motivația? Că multe acțiuni s-au făcut la nivel de județ. Părerea mea
este și aici că Universitatea din Petroșani suferă la nivel de comunicare. Suferă, dacă suferă la nivel de comunicare cu elevii de liceu, care ar trebui să fie mult mai aproape, cu proprii studenți, da? De care ne-am departat pentru că situația este destul de delicată, dar nu e normal să se întâmple lucrul ăsta. Lucrurile astea se întâmplă în toată țara. Mm-hmm. Studenții s-au depărtat de cadre didactice, dar de mediul de afaceri, v-am spus că există o ruptură. Există de asemenea și o ruptură cu Consiliul Județean legat de făcută de Consiliul Județean. Asta este, că asta e organizat de Consiliul Județean. Da, eu sunt convins. Este, a fost și există sau au existat dintotdeauna? Eu am spus și... Că de Complexul Energetic Hunedoara știu eu că există. Eu știu că avem o problemă pentru că suntem unul din, v-am spus, cred că singura centru universitar care nu este reședință de județ. Sigur că probabil totdeauna DEVA a avut un complex de trebuie pe această problemă. Promovăm Valea Jiului, vezi, doamne. Da, dar ar trebui să existe aici un... Pe obligativitatea morală. Da, din ambele părți există puțină îngăduință. Nu știu dacă s-a făcut acest lucru, dar se pare că din situație concretă nu prea se face, nu se prea întâmplă. Eu aș vedea lucrurile ca și Consiliul Județean să sprijine această universitate, pentru că suntem Universitatea Județului, practic. Știți cum e aici, domnule profesor? Jos guvernul, jos la oricine mulțumirea ce lui, a minerilor, și pe bună dreptate, dar niciodată n-am auzit jos Consiliul Județean, jos... Sunt oameni care, nu nominalizez, deputați, senatori care se fofilează printre mineri să-l vadă că le-a pusul, dar parcă caută cu lumânarea după greșelile actualei guvernări și parcă îi mobilizează la răzvrătire, nu pentru a veni cu soluții concrete pentru a crea zânzane și pentru a rediziona atenția nemulțumirii de la ei către alții. Da, să știți și noastră că n-a fost... Universitatea este prezentă, există, spuneam, o prezentare grafică deosebită, știu că există un 4-5 volume care prezintă aceste vestigii de care ați vorbit și de Geopark, la care Universitatea a fost parte și a participat prin colegii Boia și Lorinț. Deci eu asta știu. Da, știu. Nu știu dacă aici face parte aici și... Aici nu știu dacă face, nu știu. Dar mă așteptam la ceva vestigii, Muzeul Minerit, ceva despre minerii, ceva despre... Să cunoască Bruxelles, măi, totuși o tradiție. E prima. Da, nu știu, cred că dacă știu. Ei știu de 5%, ăștia oricând. Sigur, Oltenia este cu lignitul, participarea la Stabilitatea Națională, arderea cărbunelui. Da, e păcat. Le mărim astora cu 5%, nici nu le aducem niște beneficii foarte semnificative. Eu sunt născut în Valea Jiului, părinții mei s-au născut în Valea Jiului și îmi pare rău că această tradiție, e o tradiție, într-adevăr, munca minerească, e o muncă grea. N-am fost doar singurată în viață, în mină. Și trebuie sponsorizată, trebuie susținută, trebuie subvenționată. Da, dar numai exact ca și tradiție, ca să se implice ca și strategic, ca să o resursă strategică. Deci trebuia... Eficiența nu știu cum se poate, nu mă pricep. Eficiența se poate eficientiza într-un fel sau altul, dar vă spun, mineritul nu trebuie să dispară. El, având această școală de mine la Petroșani, ea trebuie să existe. Trebuie să știți că, și probabil știu, telespectatorii noștri, că în țările europene au rămas universități cu profil minier, chiar în zone în care mineritul a dispărut, da? Pentru că tradiția se păstrează și sigur că pregătesc specialiști pentru alte zone ale țării respective sau ale lumii. Și lucrurile merg înainte. Deci asta din punct de vedere al mineritului la Petroșani. Eu sunt un mare susținător al acestui aspect. Trebuia, părerea mea, trebuia mai mare această intersectare, această cu complexul, cu practica, cu să fiți acolo tot timpul și când se înjură și când se premiază și când se... Deci, asta e, universitatea trebuia foarte mult și trebuie în continuare poate mai să... mult decât legătura cu comunitatea, universitatea trebuie să aibă o legătură cu mediul, domeniul minier. De pentru asta să nu ne mulțumim în a scoate valoarea adăugată număr de studenți să ne mulțumim în a scoate valoarea adăugată la nivel de Valea Jiului. Știu că mulți au fugit de mine. Ia că la întrebările acum ale mass mediei, a oamenilor de notorietate, oamenilor care se ocupă cu propaganda în sensul de a masele, de a le informa ce facem încotro, ce măsuri, ia că trebuia să veniți deja cu niște răspunsuri la nivel de fiecare domeniu de specializare, la nivel de fiecare... Nu a fost o gândire, o gândire unitară pe această problemă. Trebuia mai de mult făcut, probabil, la un astfel de demers. Acum poate e puțin cam târziu. Poate vârsta dumneavoastră și poate colegi de vârsta dumneavoastră și de generația dumneavoastră care vor să mai se hrănească din toate punctele de vedere, la frumos vorbim și la profesional, constructiv, da, sigur, profesional, da, cu existența universității, s-ar putea să... Eu sunt convins că... să
reintegrați, să reintroduceți... Eu sunt convins că deja mulți dintre colegi și-au dat seama că trebuie să schimbăm un mod de abordare și că numai așa putem să mergem înainte legați de problema minieră, legați de comunitate, legați de mai mult de realitate. Deci această ruptură să nu existe. Cu acest, nu cred că exagerat optimism, ci realist totuși și cu aceste gânduri frumoase încheiem această emisiune în această seară. Domnule profesor, mulțumesc încă o dată pentru participare și ori de câte ori voi fi atent la persoana noastră când pentru orice realizare și pentru orice... Pentru că prin propriile noastre realizări, puteri, dovediți că se poate și la nivel macro, la nivel de grup. Sunt convins că la nivel de universitate. Și mai mulți colegi care sunt mulți. Eu i-am și chemat, vreau să-i cunoască lumea, dar din păcate se ascund după acel val de... Poate se schimbă lucrurile puțin probabil. În viitor. Bine, la revedere, stimați telespectatori, și pe marța viitoare.